Mulțumesc, domnule președinte, stimate colege, stimați colegi. Ministrul Rafila, cel mai incompetent ministru pe care l-a avut sănătatea în ultimii 30 de ani, aruncă 740 de milioane de euro pe apa sâmbetei. Într-o țară în care oamenii mor zilnic în spitale, în care femeile nasc în stradă, în care bebelușii mor pentru că nu avem secții de neonatologie bine dotate, acest ministru, inconștient și complet irresponsabil, hotărăște că nu mai avem nevoie de construirea a 6 spitale sau de reabilitarea lor. În România, în ultimii 30 de ani, singurii care au construit spitale au fost fie mediul privat, fie ONG-urile. Iar acum, când avem șansa aceasta imensă să avem spitale noi, să avem infrastructură spitalicească nouă, PSD-ul decide să dea cu piciorul această șansă, ba mai mult de atât, într-o țară în care avem deja un deficit bugetar excesiv, hotărăște că e mai bine să facă împrumuturi la Banca Europeană, decât să ia niște bani nerambursabili pe care îi primim în mod gratuit. Ciolacu și Rafila trebuie să dea socoteală pentru incompetență și pentru această ticăloșie. Într-o țară cu un sistem de sănătate la pământ, să pierzi bani europeni alocați specific pentru construirea de spitale, devine o crimă. Domnule Rafila, sunteți cel mai incompetent ministru al sănătății pe care l-a avut România în ultimii 30 de ani. Dați-vă demisia astăzi și românii din spitale vor supraviețui și zilei de mâine. Fiecare zi pe care o petreceți în fruntea acestui minister înseamnă vieți pierdute sau nenorocite prin spitale. Vă mulțumesc, Monica Berescu, deputat circumscripția electorală numărul 24 Iași.